Bună ziua, dragii noștri! Astăzi vom face cunoștință cu un artist, un tânăr artist român, foarte interesant, așa l-am găsit noi. Altfel nu l-am fi invitat la interviu, așa cum știți, cum ați observat. Nu invităm chiar pe oricine la emisiune, avem doar subiecte interesante. Este vorba despre folkistul, rock folkistul, putem numi așa, Narcis Tran, iar numele lui de scenă este Corsar. Vom vedea după ceva mai târziu de ce și-a ales acest pseudonim. Bine ai venit, Narcis, mulțumesc pentru că ai acceptat invitația noastră la Escu TV. Vom avea o discuție foarte interesantă și hai să intrăm direct la subiect, să te cunoască românii de aici din Canada, în mod special, și din restul lumii, pentru că suntem difuzați și pe YouTube și pe Facebook, așa că putem fi urmăriți. Încă o dată, bine ai venit! Salutare, Marius! Salutare tuturor românilor din Canada și de pretutindeni! Îți mulțumesc pentru invitație și sunt onorat că sunt astăzi alături de tine, de voi. Narcis, ești în acest moment la mare, la Vama, un loc foarte drag ție. Înainte de a vorbi de ce înseamnă Vama pentru tine, ce înseamnă aceste locuri pentru tine, spune-te, rog, de ce ți-ai ales acest nume de scenă, Corsar? Mi se pare foarte, foarte interesant, foarte appealing, cum spunem în engleză. Îl are pe vină încoace, după părerea mea. Da, numele a fost ales prin 2007, 2006-2007, când eu mi-am făcut prima formație, să zic așa. Fiind îndrăgostit de mare și de spiritul ăsta liber, de aventură, mi s-a potrivit cumva acest nume și a fost cumva predestinat, pentru că de ceva timp, de mai mulți ani, de fapt când în Vama Veche, unde acest nume este legat de mare și s-a potrivit ca o mănușă. A fost foarte, foarte bine, s-a legat foarte bine de mare și de ce fac eu acum aici în Vama Veche. Tu ești un artist din sfera rock-folk. Am ascultat câteva din piesele tale. Mi se pare a fi o combinație foarte, foarte, un mareaj foarte interesant între rock și folk. Chiar puțin progresist, să spunem, în sensul de a aduce ceva nou în peisajul rock-folk. Dar haide să mai dezvoltăm puțin ideea asta de Corsar, pentru că am văzut că tu ai unele melodii în care vorbești despre haiduți, sau ai tu ceva cu haiduții. Corsarul ăsta este un fel de haiduc al mărilor pentru tine, pentru că ești îndrăgostit de mare, din te-am înțeles, și de Vama Veche. A, poți să-i spui și așa. Bine, am vrut să dau un sens pozitiv acestui cuvânt, pentru că pirații de obicei sunt cei care fac rău, care spar, jefuiesc. Eu am dus acest cuvânt, am vrut să duc un context mai frumos, pozitiv, să zic așa. De aceea și eu cânt despre dragoste, cânt despre haiduci și care aduc dreptatea și fac bine acolo unde sunt ei. Luptă contra răului. Cam asta e și mesajul muzicii mele pe care îl promovez. Vama este pentru tine un loc aparte, ești îndrăgostit de mare, așa cum mi-ai spus înainte de interviu, însă Vama pentru tine reprezintă ceva special. Vorbește-ne puțin despre Vama și despre legătura ta cu Vama. Da, am ajuns în Vama Veche dintr-o întâmplare, la recomandarea unui prieten, și în 2016, mai exact, am ajuns în Vama Veche și am început să cânt aici cu chitara. Vama Veche este o stare de libertate, unde sunt foarte mult, un loc unde sunt foarte, întâlnești foarte mulți oameni frumoși cu care ce să discuți. Și odată ajuns aici și trăind aici, printre ei este ca o chemare, ca o boală care te face mereu să te întorci în acest loc. Așa că chiar te aștept și vă aștept să vedem, pentru că este o experiență, chiar este o experiență. Vama Veche este ceva deosebit. Ce fel de lume merge la Vama? Știu că pe vremuri era nu am fost de foarte, foarte mult timp în România, la Vama. Ce fel de lume mai e pe acolo? E același spirit de boem, mulți, în special artiști de rock-folk ca tine? Desigur, ca orice loc, Vama este și într-o schimbare, pentru că, în general, lucrurile se schimbă, oamenii evoluează, locurile evoluează. Vama, în primul rând, trebuie să știi să o simți și da, sunt oameni boemi, sunt oameni de tot felul. Este adevărat că s-a comercializat în ultimul timp și sunt foarte multe, multe locuri care, din punctul meu de vedere, nu prea au ce să caute pe aici, dar asta este, mergem înainte, trebuie să ne adaptăm cu ele cumva și să,
să le înțelegem, să le acceptăm și să învățăm să trăim cu ele. Iar spiritul ăsta vine de fapt, ți-l faci cum vrei tu și cum simți tu. Adică dacă tu ești capabil să simți și să trăiești frumos, trăiești oriunde și mai ales în Vama Veche, care este un loc minunat. Ai concerte acolo, la Vama? În țară, perioada următoare, în perioada asta? În Vama Veche, când de 6 ani, în fiecare vană, se cântă în fiecare seară, deci cânt 3 luni jumate în fiecare seară. Chiar glumesc colegii pe seama, mă întreabă cum rezist și cum, pentru că eu cânt live în fiecare seară cu chitara câte aproximativ 2-3 ore. Nu este ușor, dar nu este nici greu. În primul rând încerc să fiu echilibrat, să am un program bine pus la punct și deocamdată mă ajută tinerețea, cred, și voința de a face lucruri frumoase și de a încânta lumea. Iar publicul îmi dă o energie de care eu mă folosesc, adică este un schimb de energie între mine și public care mă ajută foarte mult să perseverez în ceea ce fac. Și iată-mă că sunt în a șasea vară, sunt aici în Vama Veche, pe care sper să o duc ca și pe celelalte la capăt. Pentru că ai menționat că tu cânti live 2-3 ore, este într-adevăr remarcabil. Este din ce în ce mai rar în industria spectacolelor când avem artiști care cântă 100% live. Ce părere ai despre felul în care evoluează piața de spectacole în zilele noastre? Da, sunt și lucruri bune, sunt și lucruri rele. Ceea ce pot să spun este că sunt foarte mulți tineri talentați care nu sunt ajutați cum ar trebui să fie. Și se pierd, sunt talente care se pierd, pentru că chiar dacă sunt spectacole și concursuri de mari talente, în urma lor se câștigă niște premii și rămân la stadiu acela mulți concurenți, nu merg mai departe. Sunt și oameni care cântă muzică live, care nu cântă muzică live, depinde și de condiții, depinde de mai multe lucruri în această discuție, dar sunt și lucruri bune și lucruri rele. Din păcate, mediile nu cred că mai promovează așa cum trebuie muzica, mai ales muzica rock și folk în țara noastră. Tot este foarte comercial și sunt foarte mulți care nu pot să pătrundă pe radiouri, din păcate, care chiar au ceva de spus. Da, am încercat să creionăm foarte, foarte pe scurt portretul actual al muzicii românești. Cum bine ai spus, media poate că nu promovează foarte, foarte mult o muzică cum este a ta sau din genul folk rock. Presupun că audiența, eu știu, publicul este cel care aduce, eu știu, preferințele, de fapt, publicului, vreau să spun, dau puțin, mai mult sau mai puțin, direcția a ceea ce se publică. Este și chestiune financiară, probabil, dar publicul se și educă, după părerea mea. Da, e important să... Ei, până la urmă, consumă ce le dai, iar în ceea ce mă primește pe mine și mulți alți tineri interpreți, am descoperit tineri care au melodii și cântă foarte frumos și au ceva de spus de care nu știam și am fost foarte plăcut surprins. Și de asta lumea, dacă ar putea ajunge la ei, ar vedea altfel lucrurile și ar primi cu drag muzica lor, dar nu se pot descoperi pentru că sunt cumva foarte... foarte ascuns și nu pot pătrunde pe piața asta muzicală mulți dintre ei, din păcate. Sper să se schimbe ceva și să ca radiourile în România să facă un așa fel încât să poată să intre și ei cumva ușor, ușor, să se creeze un astfel de post măcar, sau nu știu, să existe o nișă. Narcis, ai început foarte de timpuriu să cânți, la 10 ani. Iată, în curând vei împlini 34 de ani, dacă am socotit eu bine, în iulie. La mulți ani de pe acum. Foarte pe scurt, cum a început povestea ta de artist? A început la sfârșitul anilor 90, povestea mea cu muzica. Talentul l-am moștenit de la tatăl meu, care și la rândul lui a cântat. În clasa a patra, pe la 10 ani, au fost prin școală niște înscrieri la niște cercuri de diverse instrumente și sau alte activități, la clubul elevilor sau casa pianurilor, se numea pe vremea aceea. Iar eu am decis să mă înscriu la chitară, asta se întâmplă undeva prin septembrie, iar deja de 1 decembrie am și debutat pe scenă cu două cântece patriotice de Ziua Națională a României. După care timpul a trecut, iată, ai cântat în deschidere la trupe, în deschiderea unor trupe celebre, cum ar fi Voltaj, Ștefan Bănică Junior,
Ai primit chiar și un premiu pentru piesa Soldații de Lut, care mi se pare fantastică. Felicitări! Iar președintele jurului era pe atunci nimeni altul decât Mircea Baniciu, care și colaborează de altfel la Pasărea Rock și presupun și la alte, și la alte concerte. Da, se întâmpla în 2013 la festivalul de folk Poarta Sotului de la Târgu Jiu, când eu am cântat această piesă, piesă care poartă și numele celui de-al doilea album al meu corsar, Soldați de Lut. Într-adevăr, Mircea Baniciu era în jurul atunci și m-a felicitat, mi-a dat și premiu și iată că drumurile noastre s-au reîntâlnit la scurt timp, pentru că în 2016, cântând de vama veche, l-am cunoscut pe Manny Newman, celebru violonist al formației al Phoenix-ului. M-am prietenit cu el, am tot cântat prin vama veche, pentru că și el își petrecea pe aici vara și cânta foarte, foarte mult pe litoral. Iar în 2018, un an înainte am colaborat cu el la o piesă pe Pasul Aiducilor. Iar apoi, el întâlnindu-se cu Yoshi Kappel în Germania, a fost întrebat de către Yoshi dacă are cumva dacă cunoaște un tânăr interpret sau, mă rog, care cântă la chitară cu 12 cori și cu vocea. Iar Manny a spus, el știind că eu cântam foarte mult și cânt piesele Phoenix, și pentru că eu am fost, oricum, la început am fost și sunt fan, i-am apreciat foarte mult și am crescut cu ei. Manny m-a recomandat lui Yoshi și așa m-am trezit contactat de el. Ceea ce pentru mine a fost un moment foarte, foarte frumos și m-am bucurat foarte, foarte mult de acest moment. Atâta studiu al pieselor lor și pe cât le-am cântat piesele și așa mai departe, sunt fericit că sunt alături de ei și mă simt ca o piesă dintr-un puzzle, adică simțeam că locul meu este alături cumva de ei, pentru că le-am împărtășit ideile, am trăit și am crescut cu ei, am studiat foarte mult pe fiecare dintre ei și am încercat să iau de la fiecare acea parte a personalității lor care mie mi s-a părut a fi bună și care pare cumva m-ar ajuta. Și sunt fericit că sunt alături de ei, mai ales că ei sunt niște muzicieni extraordinari și am ce să învăț de la ei. Experiența lor își pune cuvântul și cu siguranță o să mă influențeze și o să aducă un aport foarte mare în ceea ce înseamnă muzical pentru mine. Adică o să mă dezvolt foarte mult alături de ei pentru că am ce să învăț. Nu doar toate drumurile duc la Vama, se pare că multe drumuri pleacă și de la Vama, dacă exact. Putem să facem paralel aceasta, în lansarea ta ca artist. Așadar, la Vama l-ai cunoscut pe Manny Newman și astfel ai reușit la recomandarea lui să îl întâlnești pe Yoshi Kappel, liderul de la Pasărea Rock, cu care vei concerta de altfel în Canada. Sperăm de data asta să ne iasă în octombrie 2021. Spune-te, rog, cum este colaborarea ta cu acești titani ai muzicii rock românești, Mircea Baniciu, Yoshi Kappel, iată, liderul trupei, Țăndărică este și el la Pasărea Rock, precum și alți artiști valoroși, Nicu Patoi, Sorin Voinea, care sunt și ei la Pasărea Rock. Am înțeles că este foarte valorizant pentru tine să colaborezi cu ei, dar aș vrea să te referi mai mult la ceea ce nu vedem noi în videoclipuri și pe scenă, în spatele scenei, în viața de zi cu zi. Cum e Yoshi, cum e Țăndărică, cum e Mircea Baniciu, cum sunt ceilalți, cum vă înțelegeți? Sunt niște oameni deosebiți, foarte de treabă, care mi explică și mă învață dacă fac ceva mai puțin bun sau care știu să mă și fericit atunci când fac ceva bun. Niște oameni care au mă influențat foarte mult muzica din România și fac în continuare. Cred că nu exagerez să spun că sunt printre cei mai buni muzicieni din țară. Pentru mine este o sărbătoare că sunt alături de ei și încerc să mă bucur de fiecare moment pe scenă când sunt cu ei, să cânt și să simt muzica la nivelul ăsta foarte mare. Sunt câteva piese de ale trupei Pasărea Rock la care ai avut un aport direct, fie ca solist vocal, fie ca vocea a doua, chitarist, evident. Vorbește-ne puțin de aceste câteva piese, printre care Descântec. Prima piesă la care am colaborat cu Pasărea Rock a fost Cometa Stea, o piesă pe care noi am făcut-o în decembrie 2018 și am colaborat atât ca backing vocal cât și cu chitara cu 12 corzi.
Apoi în anul următor, într-adevăr, am realizat piesa de scânte care o să, care o să fie inclusă pe cel de-al doilea album, Pasea Rog, care se va numi Cavalcada, unde am fost solist vocal principal. Și urmează și alte surprize care, care se vor întâmpla în curând. Pentru că la Pasărea, la Pasărea Rock sunt trei din membrii generației de aur, o putem numi așa, Phoenix. Spune-ne puțin cum arată un concert Pasărea Rock și prin ce ar fi diferit față de Phoenix. Evident, stilul este asemănător, dar ce evidențiază, ce pune în valoare Pasărea Rock față de Phoenix, nu neapărat la genul concurs sau concurență. Da, nu știu, cred că asta e cel mai îndreptățit să răspundă publicul. Eu e foarte probabil să fiu subiectiv, pentru că asta e situația. Ce să zic, atât Phoenix și Pasărea Rock sunt două pietre tari, să spun așa, fiecare are muzicienii de valoare în componență. Fiecare are ceva de spus pe mai departe și e important ca românii să aprecieze ambele formații pentru că merită. Și locul fiecăruia dintre ele este acolo sus, pentru că are componențe muzicale extraordinari. Și până la urmă ambele duc mai departe cultura românească, poveștile cu haiduți și spiritul ăsta liber de care avem nevoie cu toții. De altfel, aceasta a fost și intenția noastră ca organizatori, după ce am realizat turneul Phoenix în Canada, să încercăm să închidem cercul și să aducem și partea cealaltă de Phoenix, chiar dacă sunt ex-Phoenix, doar din punct de vedere, să spunem, al componenței trupei, ei rămân niște Phoenix, dar iată, cu Pasărea Rock în Canada, în curând, în octombrie, să sperăm că vom putea susține aceste concerte, depinde mai puțin de noi, totul e pregătit din punctul nostru de vedere, logistică, săli de concerte, voi sunteți pregătiți. Spune-mi, cum ați primit vestea că veți veni în Canada cu Pasărea Rock, după care toate amânările astea și mai nou, acum câteva zile, am comunicat de altfel cu toți membrii trupei, am replanificat concertul în octombrie. Da, a fost un moment de bucurie și este în continuare și să sperăm că o să se întâmple în octombrie evenimente să aibă loc în evenimentele în octombrie. Totul e bine când se termină cu bine. Cam asta este ideea și trebuie să ne bucurăm și acum, chiar dacă a fost un pic întârziat momentul. Suntem foarte nerăbdători să venim acolo, să cântăm alături de românii de acolo, din Canada, și promitem niște concerte pe cinste, în care noi o să dăm tot ce putem pentru ei. Mai avem foarte puțin până la încheierea emisiunii, așadar un mesaj pentru fanii tăi din Canada și de peste tot din lume și pentru fanii Pasărea Rock, pe care o așteptăm cu mult drag împreună pe tine, evident, și pe ceilalți membri ai trupei, încă o dată, Yoshi Capăl, Mircea Baniciu, Țăndărică, Ovidiu Lipan Țăndărică, tu, Narcis Tran Corsar, Nicu Patoi și Sorin Voine. Îi salut pe toți, le doresc sănătate și tot ce este mai bine, le spun că suntem foarte nerăbdători să venim acolo alături de ei să cântăm. Pregătim surprize și piese noi, atât eu ca și Corsar, cât și alături de Pasărea Rock. Și le doresc toate cele bune și multă putere de muncă și sănătate. La revedere, Narcis, mulțumesc pentru timpul tău și sper să ne revedem cât mai curând și în Canada, dar și la alte interviuri. Mult succes în cariera ta! Mulțumesc și eu, mulțumesc mult!
E adevărat, visez cai. Mi se pare uneori că redevin copil și văd o trăsură ca în povești. Și mi-apar ca Evea, cei din legendă. Sorin, Nicu, Ioji, Ovidiu și Mircea. Culorile alergau, în vânt se certau, fața toată lumina cu albul de var. Eșarfă în dar. Cine a răpit mireasa? Cine oare a fermecatul? Cine a mântuit mireasul? Cine oare a dezlegatul? Andrei Popa cel vestit, Andrei Popa cel vestit.